Domnilor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Discutăm despre accesarea fondurilor europene în această seară. Sunt foarte mulți dintre dumneavoastră interesați de acest subiect, de aceea noi ne-am propus ca în fiecare seară de marți să venim în fața dumneavoastră cu specialiști, cu oameni care știu bine ce trebuie să facă pentru a crea un proiect, pentru a-ți face viața mai ușoară ție ca și fermier cu ajutorul acestor bani. Pentru că vorbim de sume importante care se pot lua cu ajutorul fondurilor europene. Bineînțeles, în funcție de exploatația pe care o aveți, în funcție de aportul cu care dumneavoastră urmează să veniți, dar există mulți potențiali beneficiari și de aceea în fiecare seară de marți aici la Agricultura la Raport căutăm să vă răspundem tuturor întrebărilor. Sunt întrebări venite din diferite zone, pe diferite sumăsuri. La fel vom proceda și în seara aceasta. Aveți la dispoziție un număr de telefon, el este afișat pe ecran, 031 405 2800. De asemenea, puteți să ne trimiteți întrebări pe pagina de Facebook a emisiunii noastre. Consultanții aflați aici în studio vă vor răspunde la fiecare întrebare. De aceea mă grăbesc să adresez o întrebare venită din partea domnului Bogdan Cățoi. Dumnealui scrie așa: am un proiect depus pe măsura 4.1 cu 63,66 puncte. Mi s-a dat eligibil fără finanțare. Mai am vreo șansă de finanțare? Asta în sesiunea 2017. Probabil. Pentru că anul acesta, așa cum spuneam și mai devreme, banii s-au terminat de la 80 de puncte. Deci dânsul, dacă a fost eligibil și nefinanțabil în anul 2017, trebuia să încerce să-și ridice punctajul și să redepună anul acesta. Deci nu s-a uitat din timp la grătare, sincer. Da, bine, corect. Îmi pare rău pentru telespectatorul nostru. O să trebuiască, da? să aștepte anul viitor să urmărească ceea ce înseamnă site-urile Ministerului Agriculturii și Afirului, comunicatele de presă oficiale vis-a-vis de ceea ce înseamnă noile alocări pe anul 2019 și ceea ce înseamnă canalele media, să zic așa, consacrate pe partea de internet și Agro TV, emisiunile de profil, ca să vadă exact, să urmărească când se vor deschide noile măsuri. Îmi pare rău pentru dânsul, din păcate am avut proiect chiar peste dânsul. Am avut proiect care de fapt a fost antepenultimul și apoi, sau mă rog, ultimul antepenultimul și apoi s-a tras linie. Am înțeles. Haideți să îi răspundem și domnului Cristi Brașoveanu. Dumnealui este din Slobozia Ialomița și vă întreabă următoarele lucruri. Am terenul în proprietate și vreau să înființez o seră aquaponică de 1000 metri pătrați. Pot înființa această seră cu fonduri europene și firmă nou înființată? Ce studii îmi trebuiesc? Acum depinde ce vrea să cultive în acea seră. Dacă vrea să meargă pe partea de legumicultură, este măsura 4.1, trebuie să aștepte anul viitor. Da, ar putea să facă pe firmă nouă fără nicio problemă. Ce studii? Ideal, studii superioare, să fie inginer agronom de specialitate. Dar minim trebuie de un curs de formare profesională în cultura plantelor pe parte de legumicultură. Și vreo 6.000 de metri pătrați, că dânsul spune că are doar 1.000 de metri nu pătrați. Ajunge. Deci e foarte puțin. Pentru a accesa această submăsură, îi trebuiau minim 4.000 de souri. Din câte știu, un hectar de legume, spații protejate, nu 1000 de metri pătrați, cam 1500 de metri pătrați. Ar trebui să aibă ca teren dacă disponibil. Se gândește, da, în schimb, da. Dacă s-ar gândi în schimb pe partea de pomicultură, căpșunile în spațiu protejat intră pe măsura 4.1a, după cum a spus și colegul meu înainte de pauză, măsura se va lansa ori toamna aceasta, ori în primăvara anului viitor, depinde cum vor defini, cum va definitiva firul raportul de selecție final și, normal, raportul de contestații, pentru că trebuie și acela să se soluționeze, unde ar putea în aceleași condiții, adică tot o minim 1500 de metri pătrați, dar ar merge pe căpșuni.
În regulă. Haideți să stăm de vorbă și cu domnul Ioan. Sună din județul Alba. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! V-am sunat și marța trecută, tot pentru ceva fonduri, o informare. Vă rog. Am o livadă de 3 hectare și am pus 1 hectar de ceapă. Pot accesa niște fonduri. Mi-a spus să las numărul în regie, că mă sună cineva. A spus 1 hectar de ceapă printre pomi sau separat? Nu, am 1 hectar de ceapă separat. Am înțeles. Așa cum spuneam și mai devreme, dumneavoastră, cred că pentru anul acesta nu se mai poate accesa. Măsura 4.1, dacă vreți să ceva investiții în utilaje, modernizarea fermei, sau dacă aveți pe cineva, din ce mi-au eu aminte, parcă aveți pe cineva în familie până în 40 de ani, deci poate să accesezi da. Măsura 6.1, 3 hectare de livadă, presupun că avem măr, prun, cireș, ceva de genul acesta. Cred că se duce la 6.000 ceva de souri și cu hectarul de legume în câmp face minim 12.000 de souri. Deci băiatul putea să acceseze sau ar putea să acceseze la anul sub măsura 6.1 de istrarea tinerilor fermieri, unde va primi 40.000 de euro. Sau dacă vreți să mergeți pe un proiect mult mai mare, făcând mai multe souri, poate ne calculează Mihai acum, să vedem care este sectorul prioritar. Dacă sectorul prioritar este pe pomicultură, atunci mergeți pe măsura 4.1a, dacă se va redeschide anul acesta, și vă puteți reînființa o altă plantație, să o modernizați pe aceasta și să vă achiziționați și utilaje. Vrem să mai punem încă 4 hectare. Și-am vrea să... Da, dacă vreți să mergeți pe 4.1a, atunci clar, vă puteți să mergeți fără nicio... Accesăm niște fonduri și pentru... fabricute de suc și de... A, proiect integrat, corect. Dacă este proiect integrat, nu este o problemă, v-ați încadra fără pe această submăsură, pe 4.1a, inclusiv cu partea de procesare, la cât aveți dumneavoastră la număr de souri, intrați pe fermă mică, așadar puteți să mergeți la 450.000 de euro, 50 cu 50, fiind pe băiat o să mergeți 70 cu 30 și trebuie să vedem dacă zona este zona defavorizată sau nu. Și atunci ați putea să mergeți pe 90 cu 10. Ne-ați auzit? Da. Deci aveți două șanse. Ori așteptați măsura 4.1a, cum a spus și Mihai mai devreme. S-ar putea să deschide către finalul acestui an, dacă nu cu siguranță la anul, după ce se face o evaluare a întregului PNDR 2014-2020, să vadă unde mai sunt fonduri și unde mai pot fi suplimentate. Deci la anul nu pot să accesez nicicum. Anul acesta s-ar putea să deschide această măsură 4.1a. Pe partea de pomicultură. Poftim? Pe partea de pomicultură, în funcție de cum se deschide, către sfârșitul anului acesta sau începutul anului viitor, mai sunt bani. V-am spus, puteți să mergeți până la 450.000 de euro, pornind de la 50 cu 50. Băiatul dumneavoastră având sub 40 de ani, atunci ar fi 70 cu 30. 32 de ani are. Da. Deci din start vorbim de o finanțare de 70 cu 30, adică 30% dumneavoastră, 70% contribuția Uniunii Europene. Și cum vă spunea și Mihai, dacă localitatea unde implementați dumneavoastră proiectul este într-o zonă cu stângeri naturale, finanțarea poate crește cu încă 20%, sau dacă transformați toată exploatația pe o cultură eco sau bio, și atunci mai crește chiar cu 20%, dar nu mai mult de 90 cu 10. Da. V-ați lămurit? M-am lămurit. Fonduri nerambursabile nu pot să iau. Cum? Păi nu nerambursabile. Pe acestea sunt. 100% nu pe această submăsură. 4.1a. Trebuie să veniți cu cofinanțare de 10%. Dacă sunteți într-o zonă defavorizată sau 30% dacă nu sunteți într-o zonă defavorizată. Da. Deci la 400.000 de euro la care vă încadrați dumneavoastră, cum vă spunea Mihai, partea dumneavoastră, acum când vorbim, când doar amanuntele astea le știm, este de 30% contribuție, adică 106.000 de euro trebuie puneți dumneavoastră. Dacă localitatea e în zonă cu stângeri naturale, mai crește cu 20%, sau dacă treceți toată exploatația pe eco sau bio, crește din nou finanțarea cu 20%, dar nu mai mult de 90%. Faceți un proiect de 400.000 de euro, 40.000 de euro trebuie puneți dumneavoastră sau banca. Da, am înțeles. Dacă nu așteptați istrarea tinerilor fermieri, ne veți primi maxim 40.000 de euro, sau dacă aveți o exploatație și mai mare, 50.000 de euro. Și dacă așteptăm nouul PNDR, puteți să ajungem la 100.000 de euro nerambursabil sau 100% finanțabil, cum ziceți dumneavoastră. Și aia, când să așteptăm pentru 100.000 de euro? 2021. Oh, 2021.
Nu mai e mult, dacă stați să priviți cu atenție. Anul ăsta e pe sfârșite, 2019-2020 vă apucați de proiect. Bine, domnule. Bine. Sănătate, mulțumesc. Sănătate, numai bine, Doamne ajută. Haideți să vă citesc o altă întrebare venită din partea doamnei Ana Filimon. Dumnezeu ei ne scrie așa: am avut o firmă pe 141. Am închis-o la 3 ani. O mai pot accesa, vreodată această măsură, întreabă dumnezeu ei. Nu, acea măsură nu mai poate. Sunt măsura 6-3. Nu este nicio problemă dacă a închis acel PFA. Istoricul dânsei presupun că a fost pe persoană fizică, deci are un istoric de minim 24 de luni. Trebuie să aibă un contract de reziliere și sigur are acel contract de reziliere cu AFIR-ul. Ce? Poate accesa sub măsura 6-3, dar tot așa cum spuneam, anul viitor cu mai multe șanse. Am înțeles. Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză, sunt ceva probleme tehnice, îmi spun colegii mei. Vom reveni după câteva minute.